Programul școală după școală continuă la Câmpia Turzii. 150 de elevi de la școlile primare din municipiul Câmpia Turzii vor avea ocazia, ca și în anul școlar 2021-2022, să beneficieze de avantajele programului școală după școală. În cadrul celei mai recente ședințe organizată în data de 30 septembrie 2021, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a aprobat propunerea primarului Dorin Nicolae Lojigan de continuarea proiectului demarat în urmă cu 2 ani. Prin intermediul acestui program, cei 150 de beneficiari din clasele primare ale școlilor din oraș vor avea ocazia să-și facă temele, să-și petreacă timpul liber și să primească o masă după orele de școală. Plata mesei copiilor înscriși în program va fi suportată de bugetul local, reprezentativ 10 lei pe copil pe zi. Shooting star.